acest așezământ pe care îl inaugurăm astăzi va fi o policlinică focusată pe mama și copilul, dar nu numai. Vor lucra aici cei mai buni specialiști din Sibiu, dar și din alte centre universitare. Va fi și o secție de recuperare, atât pentru copii, cât și pentru adulți. Aceste cabinete vor avea la dispoziție un laborator de imagistică, inclusiv un aparat de RMN ultra-performant. Acesta va permite și imagini funcționale pe creier. Din nou, o premieră pentru Sibiu. Avem un RMN extrem de performant, avem un mamograf performant însoțit de un ecograf special pentru sănătatea sânului și încă cel puțin 6 ecografe pe poziții pentru prestarea serviciilor medicale ecografice. Dorim foarte mult să integrăm tot ce înseamnă servicii medicale la nivelul orașelor mari. Aici a fost o bucurie că am reușit să găsim un nucleu pediatric foarte puternic și să reușim să aducem sub specialitățile din pediatrie în sânul MedLab Sibiu, ceea ce este un pas pe care o să-l facem în toate orașele mari, probabil că va urma Brașovul, apoi Cluj. Dorința noastră este să reușim să avem servicii complete, integrate la nivelul fiecărui oraș mare reședință de județ. Primăria Sibiu are în grijă Spitalul de Pediatrie. Noi investim mult în acest spital, fie din fonduri proprii, fie din fonduri europene. Am realizat câtă muncă, câtă deruire și câtă empatie este nevoie din partea personalului care lucrează acolo, pentru ca bolnavii care vin să vină cu încredere și să iasă sănătoși din spital. Bineînțeles că oferta publică de servicii medicale, completarea acesteia cu ofertă privată este mai mult decât binevenită. Iar dacă această ofertă privată vine de la o companie precum MedLife, care a devenit un brand de frunte în România, prin calitatea serviciilor, prin personalul excelent care lucrează aici, prin dotările de ultimă generație, prin tratamentele oferite, astfel că prezența, după cum am spus, este mai mult decât binevenită a acestei unități medicale. Și Consiliul Județean are un rol deosebit și obligații importante pe partea de sănătate. Reușim să le ducem la capăt, nu întotdeauna așa cum și-ar dori și ne-am dorit și noi, pentru că este o activitate deosebit de complexă și care ridică mereu probleme, dar împreună cu toții cred că vom reuși să oferim sibienilor serviciile medicale pe care le așteaptă și pe care și le doresc. Sperăm că această investiție și aceste servicii să continue și să lărgească paleta în viitor, pentru că este nevoie de lucruri bune în sănătate. Sunt uimit, odată în plus, cât de important este să-i dai omului toate mijloacele necesare să se cunoască și să iasă din fragilitatea în care boala îl aduce. Într-o vreme ciudată și în vremuri și mai ciudate, să zidește un turn de speranță pentru un popor care și-a pierdut busola de mult, mi se pare cea mai de preț investiție. Și atunci să închinăm copiilor pe Sfântul Nectarie să-i protejeze, dar la modul în care nu e o magie, ci o realitate. Vă mulțumesc încă o dată din suflet și că ați fost alături de noi și să construim împreună este cel mai important. Vă mulțumesc!